să vă amintiți, vă rog frumos, duminica. Bună ziua! Bună ziua, dragii noștri spectatori și telespectatori! Bine v-am regăsit! Haideți să spunem toți în cor la mulți ani tuturor copiilor și mai ales copiilor din noi! Pentru că astăzi e 1 iunie! Pentru fiecare dintre noi, ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a sărbători inocența, tinerețea, speranța de viață lungă și de a realiza proiecte pe care le sperăm frumoase și pline de belșug. Este ocazie de a oferi sprijin copiilor, de a inspira comunitatea și familia noastră, de a aprecia și iubi copiii și, de ce nu, cu siguranță, de a-i pregăti pentru un viitor cu sănătate, cu fericire, cu succese. Și sigur asta depinde de noi, cei mai mari, să zicem, adulții, măsura în care ne-am mai maturizat între timp. Așa încât vă rog pe toți și vă îndemn să nu lăsați să treacă ziua copilului fără să facem o faptă bună. Ideal ar fi să putem transforma acest gest generos într-o tradiție pe care să o punem în practică ori de câte ori se poate, dacă se poate, cât mai des. Și să alegem un gest umanitar special care să marcheze ziua de 1 iunie. De exemplu, putem să strângem jucării vechi, să facem un pachetel și să mergem cu el la un orfelinat de copii sau la niște prichindei nevoiași care se vor bucura foarte tare de ele. Dar iată, ca să fim și noi în consens cu ziua copilului, vă promitem că astăzi vă vom oferi și noi o serbare specială în această zi unică din an. Ca atare, am invitat copii mai mari și mai mici care vor face această duminică de neuitat. Ne vom întâlni astăzi cu mereu copii în suflet, Marcel și Gina Pavel, care vor sosi imediat, Mihai Trăistariu, Marius Ciprian Pop și Sorin Filip vor sosi în câteva minute. Fiecare dintre invitații noștri au venit însoțiți de către copii sau de către elevii pregătiți de ei. Nu mai spun de părinții care stau dragi de ei, ciorchine lângă decor. Îi pupăm, îi salutăm și eu personal îi felicit în numele echipei și în numele meu și al tuturor, pentru că își dau atâta osteneală în a-și îndruma copiii în afara calculatorului către activități care dezvoltă imaginația și pregătirea pentru ziua de mâine. Vă felicităm în special pe voi, mămicilor. Apoi, stimați prieteni, astăzi ne vom reîntâlni după o absență îndelungată. Eu nu-i spun fosta noastră colegă, eu-i spun colega noastră de la Național TV, pe care am întâlnit-o aici acum 7 ani, când am pășit prima oară în acest studio, cu draga și iubita noastră, Catrinel Sandu! Mulțumesc din suflet! Îi spunem bine ai revenit în România după o absență. Bine, și mă bucur că ai găsit timp și dragoste. Întotdeauna pentru voi și pentru tine. Știi foarte bine. Mulțumesc, că aveți un Catrinel. Loc special în inima mea. Cu siguranță. Împreună cu Catrinel ne vom reaminti de o parte din concurenții concursului Freshmania. Cine își mai aduce aminte, emisiune concurs care s-a desfășurat la Național TV aici, în acest platou, în urmă cu 7 ani și care a fost prezentată de către Catrinel Sandu cu un farmec deosebit și jurizată la vremea aceea de Viorel Gavrilă, compozitorul și prietenul nostru, de Noni și, bineînțeles, de mine. În plus, vom mai vedea și alți copii talentați, recomandați de către compozitori precum Marius Țeicu sau Nicolae Caragia. Înainte de a trece la emisiunea propriu-zisă, aș vrea să vă prezint noul premiu oferit dumneavoastră prin intermediul nostru de către firma Mobila Dalin, și anume 2 superbe fotolii anii
50-60, aș spune, moderne, confortabile, în culori de vară, să încânte ochiul, care cu siguranță vor înfrumuseța casa unuia dintre telespectatorii noștri fideli, iar asta se va putea întâmpla la finalul acestei luni, după regulamentul deja bine știut. Până atunci, dacă doriți să vizionați mai multe produse ale firmei Mobila Dalin, puteți accesa site-ul lor www.mobiladalin.ro. De ziua copilului, niciun copil nu ar trebui să rămână nesărbătorit, nici cei mici, nici cei mai mari. Așa că vreau să începem în forță cu un grup de copii de la Constanța, grupul Ementi, pregătiți de către minunatul nostru coleg Mihai Trăistariu, de la care abia aștept să aflu mai multe detalii despre școala pe care o conduce la Constanța și vreau să-l invit alături de mine. Bine ai venit, Mihai! Bine te-am găsit! Te pup! Tu te-ai apucat serios de educarea tinerei generații, nu numai a generației de 18-20 de ani, ci mai ales de îngerașii ăștia, gâgâlicile astea drăgălașe care de-abia așteaptă să intre în platou și vor intra imediat, vor năvăli. Spune-ne! Ideea mi-a venit de vreo câțiva ani, colindând prin jurile festivalurilor. Am văzut talente care trebuie fructificate. Toți îmi spuneau, nu aveți o școală de canto, nu predați, nu faceți ore. Și nu le spuneam sincer că n-am timp, că nu predau, dar pofta o aveam undeva în suflet de a-mi arăta sau de a arăta tinerilor tehnica mea vocală, pentru că eu mi-am dezvoltat-o, am lucrat mult vocea ca să iau premii de voce, eram fascinat pe la 20 de ani, mi-a trecut între timp, dar vocea a rămas. Nu ți-a trecut, doar ai complectat dorința cu premii, cu poziții, da, era importante, chiar la o obsesie Eurovision. Pentru premii, am avut o perioadă, cred că e de la școală, se trage, de la olimpiadele școlare. Ce bine! Păi așa am învățat și pe ei, tot ziua la concursuri. Foarte bine, foarte bine! Și atunci am înființat această școală din luna ianuarie, am numit-o MNT, vine cumva din engleză, Mihai și Trăistariu, M și T, MNT, din engleză. Am făcut o joacă de litere. Splendid. Și am înființat această școală, am înființat și acest cor de 2 săptămâni înființat, corul MNT, și am construit împreună o piesă frumoasă din repertoriul lui Michael Jackson, We Are The World, pe care vrem să vă și prezentăm astăzi. De-abia aștept! Copilașii, dați buzna! Haideți. Poftiți! Am venit cu un autocar întreg. 48 de oameni în autocar. Cu tot cu părinți. Bineînțeles, mă bucur din suflet că ai energia să mobilizezi atâtea forțe și te felicit din suflet. Am venit și cu profesori, predau și eu, dar mai am 2 profesori, Lucian Colareza, care a fost la voi în emisiune, exact. Și Raluca Sofrone, o voce excepțională și ea, și o să cântăm cu toții, elevi și profesori la un loc. Atunci eu vreau să invit Lucian, poftim, le trebuie și Raluca, două poftim, microfoane. Să traducem Mihai pentru cei care nu știu englezește, că we are the world înseamnă noi suntem lumea, noi copii, da? Pentru că we are the children, we are the world, we are the children. Noi suntem copii, noi suntem lumea. Noi reprezentăm omenirea, practic. Minunat, minunat. Vă las să cântați și de-abia aștept să vă aplaud de pe margine. Grupul Ementi, condus de Mihai Trăistariu. We are the ones who make a better day.
Extraordinar! Bravo, Mihai! Vreau să strâng mâna și să te felicit. Cu adevărat, ați făcut un lucru extraordinar, copii. Ei, în mod obișnuit, cântă individual la concursuri, dar înțeles. Am făcut acest grup ca să pot aduce plin la emisiunea de vedete. Ta. Așa nu puteam cum să a fost... 30 de copii într-o emisiune. Nu, dar așa a fost clipul original. Erau cele mai mari vedete ale Americii, lângă așa Michael Jackson. Și fiecare cânta câte o frază muzicală și așa mai departe. Dar uite la ce m-am gândit eu pentru astăzi. Voi ne-ați adus aici un mare șlagăr mondial, care pe deasupra a fost, dacă mi-aduc aminte bine și memoria nu mă înșală, toate drepturile acelui cântec au fost donate, așa-i. Pentru țări aflate în mare nevoie din Africa și din lume, pentru copii în special. Eu nu pot să fac același lucru acum, dar aș vrea să rămân împreună cu voi și cu copiii, să le cânt un mare șlagăr românesc care a aparținut unui bun și drag prieten al meu, chitaristul Liviu Tudan. La un moment dat a fost șeful formației Roșu și Negru, varianta de după 75, spun asta pentru cine e interesat de puțină istorie muzicală românească. Un șlagăr pe care l-am iubit întotdeauna și n-am mai avut ocazia să-l cânt în ultima vreme, mi s-a părut că e prea vechi, dar am să-l reiau. Cu ocazia asta e vorba de piesa Uneori suntem toți copii și dacă vreodată ai nevoie de negativ original al piesei, ți-l oferă. Pentru copii, da. Și noi acum le donăm telespectatorilor, nu? Din sufletele noastre. Din ca sufletele noastre. O să am o singură propunere. Mergem să ne spate, împrăștiem da? Prin platou. Și dansăm. Voi cei mititei rămâneți mai în față să vă vedeți. Și cei mari puțin mai în spate. Și noi ăștia mai mărișori, vino Lucian, Raluca. Așa. Haideți că noi suntem copiii ceva mai mari, acum suntem în regulă.
soare afară, ziua naște numai cântec și totul un joc, uneori totul un joc. Alte ori coboară fluturi pe ale noastre începuturi, alte ori sunt clipe ajunse târzii. Tu ai să mai rămâi alături de noi pentru că ne-ai adus și alte surprize muzicale. Am venit și cu cei doi profesori ai școlii, suntem trei de fapt, noi predăm toți trei copiilor. Lucian Colareza l-am mai avut invitat la tine, Raluca Sofrone și moi. Și ne veți cânta... Și am să cânt în duet cu fiecare. Super! Asta e surpriza. Super! Pentru copii. Okay. Hai, Catrinel! Que te ahogas por la soledad. Di por qué me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te bajan llevando. Yo te quiero tanto. ¿Y por qué será? No contestarudo. No lo dudes más, aunque en el futuro hayan muros enormes, yo no tengo miedo, quiero enamorarme. No me ames porque pienses que parezco diferente. Tú no piensas que lo justo se pasa. Comprendo la mentira que sería si tu amor
digas la verdad. Si la gente quiere, sabe lastimar. Tú y yo partiremos, celos no se mueven. Pero en ese cielo sola no me dejes. No me dejes, no me dejes. No me escuches si te digo no me ames. No me dejes, no desarmes mi corazón con ese no me ames. No me ames, te lo ruego, mi amargura déjame. Sabes bien que no puedo, que sin ti, que siempre te ha de amar. No me ames, pues te haré sufrir con este corazón que se llenó de mil inviernos. No me ames, pares olvidarte de tus días tristes. Quiero que me ames solo por amarme. Vez más, confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy con un beso quemándome los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar. Mariposas en la oscuridad serán de verdad. Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento y te enseñe a creer y entregarte otra vez sin medir los abrazos que des. Le pido a Dios. Llenando tu
solo se también. Esta es la música, s-ar spune în spaniolă. Două piese în spaniolă am putut. Întâmplător, da, ce frumos, da, ce minunat. Și iată, îi laud și invidiez pe latinoamerican, pentru că, indiferent de mode și de curente, ei își păstrează linia melodică sentimentală, aia cu care ne-a obișnuit de la Carlos Gardel, trecând prin Luis Miguel și David Bisbal și cea mai exact. Apărut. Da, am numit pe cei mai vechi. Și Julio Iglesias, care rămâne... Bineînțeles, și așa mai... Avem exemple minunate. Doamne ajută dacă ne-am olipsit și noi așa să apucăm din aer, să nu cumva să uităm care este muzica. Bun, felicitări. Gracias. Felicitări. Unde era Luca? Raluca, felicitări, Raluca. Splendidă voce. Vă pe Lucian îl știam, mult. Pe tine parcă nu. Pe băiatul ăsta nu-l cunosc. Nu știu de... Știți cum se spune, doamnelor și domnilor, că esențele tare vin în sticluțe mici, iar talentele mari și sufletele mari vin în oameni speciali. Iar Mihai Tristariu este unul dintre ei. Vă rog aplauze! Mulțumesc frumos! Mulțumim, la revedere! Mulțumesc din mulțumim suflet! Mult. Deja ați văzut-o pe Catrinel Sandu, dar pentru cei care eventual au deschis televizorul mai târziu, sper să o recunoașteți și să o revedeți cu aceeași bucurie cu care am întâlnit-o noi pe Catrinel Sandu, care de 7 ani ne-a părăsit, s-a stabilit în Florida, unde e câh, e prea cald, sunt în țar, nu trebuia. Șopârle, da, că-ți spuneam mai devreme. Și șopârle, așa. Dar și-a întemeiat o familie frumoasă, are un soț iubitor și minunat și are 2 fetițe adorabile, mi le-a arătat pe telefon, superbe, și pentru că a venit în România să stea măcar o lună acasă, să-și revadă prietenii, familia, a venit să ne salute și pe noi. Așa încât... Normal, nu puteam să ratez momentul și îți mulțumesc din tot sufletul pentru această duminică minunată. Și știi că îți spuneam, îți mărturiseam mai devreme, am mari emoții pentru că au trecut aproape 6 ani de când am mai călcat pe acest platou. În care are, mă rog, de 7 ani de zile am filmat emisiune după emisiune aici, exact aici unde filmez tu. Da. Și am depănat tot felul de amintiri, îmi trec tot felul de lucruri. Ți-au revenit toate amintirile, da, văzând acest platou. Am aceleași emoții ca de fiecare dată. Sigur că da. Sigur, sigur, nu mă îndoiesc, dar e bine că stând de vorbă înainte de emisiune, Catrinel mi-a mărturisit că a reușit cu mare greutate să se așeze. A fost foarte greu, a fost foarte greu. Un an și jumătate m-am chinuit să mă așez, așa cum spui, în Statele Unite. După 7 ani îți pot spune că mă simt ca acasă, nu complet, cred că nu se va întâmpla niciodată acest lucru. Voi fi întotdeauna cu un picior acolo și cu un picior aici. Chiar dacă, teoretic, casa mea, știi cum e, se spune că acolo unde ți-e familia, ți-e și casa. O parte din familia mea, soțul și copiii sunt acolo. Restul, părinți, socrii, au rămas în România. Suntem cam singuri, dar puternici cât să reușim să facem lucruri frumoase până acum. Da, știi că emisiunea noastră, din fericire, este văzută și de către românii care au satelit în toată lumea. Nu mai spun de cei care în Europa și vrei au... să-ți dezvălui un secret? Te rog. Că te-am urmărit și din America. Mi-e rău! nu glumesc absolut deloc. Vai, ce bine, sincer, îmi pare. Da. Am reușit să achiziționez un sistem în care să plind câteva canale românești, printre care primul pe care l-am cerut a fost Național TV. Categoric. Și vă urmăresc chiar și de acolo. Deci ați rămas în sufletul meu chiar dacă au trecut 7 ani de zile. Știi v-am că luat te-am, cu mine. Te-am antrenat la discuția asta pentru bucuria sau alinarea românilor care trec prin aceleași stări ca și tine, așa cum am pățit și eu câțiva ani. M-am rătăcit puțin pe coasta cealaltă a Americii spre Pacific
Și e bine să le spunem tuturor că îi înțelegem, că suntem alături de ei cu sufletul și că nu numai că ne gândim la ei atunci când formăm împreună cu echipa un scenariu nou, dar le dedicăm fiecare emisiune, pentru că asta îi ține aproape de casă cu sufletul. Este o mare alinare să știi sufletul ăsta pe care voi aduceți. Dacă mă crezi, eu am studiat muzică simfonică, în fine, în școală. N-am crezut că vreodată o să-mi fie dor de muzică populară așa cum mi-a fost în California. Și eu la fel, să știi. Cu toate că am terminat un liceu de coreografie și am făcut dansuri populare, dansuri tradiționale românești, mă îndepărtasem oarecum. Da. Știi cum e, fiecare în adolescență trece prin diferite faze. Sigur. Odată ajuns acolo, mă apropii din ce în ce mai mult de tradițiile noastre care... Sincer, nu ne apreciem tradițiile și țara decât atunci când plecăm. De departe. Să știi, așa este. Așa cum probabil nu apreciem niciodată un om până nu-l pierdem. Exact. Cred că exact, este paralela destul. Aceeași teorie valabilă pentru ambele, da. Exact. Cu toate că eu, uite, încerc să păstrez pentru fetele mele, tocmai de aceea revin cu drag în fiecare vară în România, prefer să le aduc în România, cu toate că am putea să mergem oriunde în altă parte. Și ar fi chiar mai ieftin decât să vii până în România de acolo. Exact. Dar prefer să facem acest sacrificiu pentru ca ele să aibă măcar câteva luni pe an contactul cu ce înseamnă România, chiar dacă sunt născute și crescute în Statele Unite, sângele este românesc și aș vrea să-și cunoască foarte bine tradiția. Cea mare știe românește? Vorbește numai românește, să știi, în casă avem o regulă, nu avem voie să vorbim engleză. Mai scapă câte un cuvânt, două când vine de la grădiniță, pentru că aude doar engleză în jurul ei. Copii, școală, televizor, sigur, prieteni, vorbește sigur doar în engleză. Românește doar în casă, dar vorbește perfect. Nu avem nicio problemă și același lucru se va întâmpla și cu cea mică. Le-am și spus, este atât de frumos ca ele să aibă acest lucru total diferit față de ceilalți copii. Când vor merge la școală, poți să te adresezi orei tale într-o altă limbă în care nimeni să nu înțeleagă nimic. Și le-ai motivat să... Exact, pe cea mare îi se pare așa o chestie foarte frumoasă. Funny. Exact, funny. Foarte să cool. Poată vorbi hai altă să... limbă. Exact, hai să zicem. Așa cum se spune astăzi, e cool. Catrinela, aș avea nevoie de toată emisiunea să stau de vorbă cu tine și nu mă îndoiesc că ar fi foarte interesant să te întreb cum te-ai adaptat la mâncarea de acolo, la muzică, la climă, la autostrăzi. Uite, o să-ți spun un secret. Am învățat să gătesc. Nu știam să gătesc până am plecat, dar acum sunt specialistă. Ciorbițe ca la mama acasă eu fac în America. Da. Spre bucuria soțului tău. Spre bucuria soțului și a fetelor, da. Bun. Așa cum am spus la prezentarea de la începutul emisiunii, în urmă cu 7 ani, Național TV a găzduit o emisiune concurs care se numea Freshmania. A fost prezentată de Catrinel. Știu că am spus asta, dar vreau să repet. Și în juriu se afla compozitorul Viorel Gavrilă, interpretul de muzică ușoară, bine cunoscut celor tineri, Noni. Și apărusem și eu ca o noutate în acel juriu. În acel concurs au evoluat pe parcursul a 2 sau 3 luni o serie de copii talentați care pe atunci aveau între 8 și 14 ani și care între timp au devenit niște tineri, adolescenți frumoși și talentați, mai ales fetele sunt una mai splendidă decât alta. Vă propun și ție, Catrinel, și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă propun să urmăriți un material de acum 7 ani din cadrul concursului Freshmania aici la Național TV. Bună seara, dragilor, și bine v-am regăsit! Avem o seară cu totul și cu totul deosebită, pentru că în această seară are loc marea finală a concursului Freshmania! Am parcurs împreună 7 ediții minunate. Iată, ne-a ajuns în cea de-a 8-a ediție și ultima din această seară. V-am pregătit o seară cu totul și cu totul deosebită, plină de surprize. Un spectacol minunat care are toate ingredientele pentru a fi unul de succes.
când voi deveni prințesa păpușilor, prințesa păpușilor, să ajung prințesa mi-aș dori. Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-un nu știu care sat, sub un nu știu care bar. E o lume minunată în care vei găsi numai copii. E o lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. Ce mică-i vacanța mare, spunea când eram școlar, dar parcă oricând azi nu ne așteptând vacanța cea mare iar. Ce păcat, nu are grai să vorbească ea cu tine, ți-ar fi spus din partea mea tot ce eu nu aș putea. Extraordinar, extraordinare amintiri, doamnelor și domnilor. Mirica, Mirica. Eu am rugat-o pe Catrinel, pentru că mă bucur atât de mult că mă revăd cu ea, ca și cum mi-ar fi purtat noroc acum 7 ani când am venit aici. Eu nu trebuia să pleci ca să rămân, eu aveam loc amândouă. Asta vreau să spun, am predat ștafeta unui om extraordinar. Dar nu trebuia să pleci. Și mă bucur nu. Din suflet că a fost așa, sincer, așa. Îți spun. Eu am rugat-o pe Catrinel să preia ea partea asta de prezentare. Mai intervin și eu cu un cuvânt. Nu mă îndoiesc că i-a fost dor de studio, de scenă, de acești tineri minunați. Așa că deocamdată îi dau ei ștafeta. Și mi-e bine să cred că au trecut 7 ani, să știi, chiar mă uitam exact la imagini și știi că îți spuneam de această scenă în care mi-aduc aminte atât de multe lucruri frumoase, nu vine să cred că erau niște copii și uite-te acum ce domnișoare și ce domn interesant. Eu te rog avem să îi prezinți pe fiecare în ordine, începem cu... Poți să mă duc și lângă ei ca să vai, vedem și rog, diferența? Începem cu Georgia, și te rog să, uite, frumos. Uite, facem așa, că eu oricum mi-aduc așa aminte. Cum veneam de așa de aici frumos și vă spuneam bună seara. Și o invit alături de mine pe Georgia. Georgia Dascălu. Care s-a transformat într-o domnișoară superbă. Mi-aduceam aminte că era ceva, era înaltuță și pe acea vreme, nu trebuia să mă aplec, dar niciun caz nu mă uitam așa cum începe să mă uit acum. S-a transformat într-o domnișoară frumoasă și mai mult decât atât și-a păstrat inocența și talentul. Bună, mulțumesc, Georgia, bine frumos. Te-am găsit. Bine te-am regăsit. Îmi face o deosebită plăcere să te revăd după atâta timp și pe doamna Corina și pe colegii mei. Eu sunt aici și... Este în poziția de juriu, nu? Eu sunt exact în poziție de jurat, ca la Muppets. Stau în balcon și mă uit la voi, intervin doar. Să aflăm despre tine mai multe, pentru că și eu sunt curioasă și telespectatorii. Ce s-a întâmplat de acum 7 ani și până de când, fiecare ați pășit pe această poartă și mai departe? A fost un drum frumos, nu? Da, și mă bucur nespus de mult că am putut să iau parte la acest proiect minunat Freshmania și că am cunoscut atâția oameni minunați și a fost un început adevărat pentru mine, un început așa cum trebuie el să fie. Și vă mulțumesc frumos pentru că mi-ați dat această ocazie atunci când a trebuit. Noi ți-am purtat noroc, dar mai departe a ținut de tine. Noi îți mulțumim că ai urmat acel drum oarecum presărat de noi, dar tu l-ai construit și l-ai făcut mult mai frumos. Și știm că te-am urmărit la mai multe emisiuni și te urmărim în continuare. Corina, peste 7 ani ne vedem în același loc? Doamne ajută, eu vreau să o întreb cum îi merge, pentru că ea a avut norocul să fie luată sub aripa lui Horia Brenciu. Da, da. Și pe această cale vreau să-l salut pe domnul Horia. Să-i salutăm, mulțumesc. Și noi pe tăticul Horia. Exact. Da, daddy, cum îi spunem noi. E tăticul tuturor. Și eu am lucrat cu Horia niște ani și tot daddy Horia îi spun și eu. Georgia a câștigat marele premiu la Freshmania și mă bucur că o revăd acum o tânără femeie splendidă. Vă mulțumesc. Îți doresc mult succes și mă bucur că te revăd.
Vă mulțumesc frumos. Rămâne alături de noi, sigur. Rămâne alături de noi, că mai avem lucruri de aflat de la ea. Și mergem mai departe, tot la o domnișoară, la fel de frumoasă, la fel de talentată. Diana! Bine te-am regăsit. Te pup. Am văzut Diana, că s-a amuzat foarte tare când vedea imaginile, când ne vedea imaginile deci cu ea. Deci vorbeam și cu colegile mele, cu colegii mei, țin minte fiecare outfit, fiecare coreografie, fiecare piesă. Cu Ingrid, o altă colegă de-a mea, țin minte că mergeam pe tren, cu o noapte înainte aveam repetiții la Palatul Copiilor. Ați făcut foarte multe sacrificii în acea perioadă, asta mi-aduc foarte bine aminte. Da, dar s-a meritat. Și odată cu Freshmania a început și cariera mea solo. În 2008 am semnat cu o importantă casă de discuri. Impresarul și cel care se ocupă de piesele mele este Costianiță. Am înregistrat multe piese, am filmat videoclipuri, Stai, piesa mea Don't Know, care a fost și este auzită la toate posturile TV și radio. Am cântat în America, la New York, foarte multe festivaluri, concerte. De aici a plecat, practic, cariera mea solo. Deci de la Freshmania. Și către America, tot de aici, eu am plecat acolo. Da. Catrinel, iartă-mă, poate îți dau o informație pe care deja o cunoști, dar ea și-a primit numele profesional de Dia, care se scrie cu Y. Așa că ea nu mai e numele Diana, suntem este nume de scenă Dia. Acum, da, sigur, exact, mi se pare și corect. Mă bucur din suflet că și ție s-au întâmplat lucruri frumoase și mai mult decât atât știu că ești și studentă. Da, sunt studentă la Universitatea Hiperion, Facultatea de Jurnalism. Aici, în primul an, un interviu cu doamna Corina Chiriac după emisiune. Da, de ce nu? Binevoitor, te rog, fii blândă. Da, bineînțeles, păi nu am cum să fiu altfel. Am înțeles, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu. Rămâi alături de noi, da? Vai, am niște emoții, deci nu vine să cred. Mi-aduceam și aminte de acele imagini. Și voi aveți? Și noi avem. Mi-aduceam aminte de acele imagini și vă mai aduceți aminte că aveam o păpușică, așa îi spuneam. Era o fetiță mică, drăguță, pusă pe năzbâtii, din câte mi-aduc eu aminte. Am îmbătrânit, sunt 7 ani de atunci, dar așa mi-aduc aminte. Cu niște codițe, care tot timpul dansa, repeta, dar era cea mai mică, ca și vârstă, dintre toți concurenții. Tocmai de aceea, cred că am denumit-o noi și poznașa grupului, dacă mi-aduc bine aminte, nu? Ea se numește Ingrid, care s-a transformat într-o domnișoară foarte frumoasă. Te pup, Ingrid. Deci nu-mi vine să cred, pe la tine chiar este diferența foarte mare din ceea ce am văzut mai devreme în material și realitatea. Ce faci, Ingrid? Păi... Ești foarte cu minte de data asta, ce se întâmplă cu tine. Da, m-am mai cumințit așa. Te este cumințit. O mare onoare să fiu aici cu tine și cu doamna Corina Chiriac. Știu că aveai mare emoții, așa e? Mi-aduc eu aminte la machiaj când mai stăteam cu voi de vorbă și încercam să... Așa, să vă ocrotesc oarecum și să vă dau o stare de bine înainte de a intra în platou. Știu că tot timpul mă întrebai de doamna Corina, cum este? E adevărat? Da, de este ce? Adevărat. Avea emoții. Mi-e frică de mine? De doamna Corina. Și toată lumea a spus, vai, da, doamna Corina este cea mai caldă, cea mai drăguță persoană și adoră copiii. Lucrul acesta s-a și văzut pe parcursul emisiunii. Bun, cu excepțiile care confirmă regula... Da, sunt drag, foarte drăgălașe. Mi-au murit lăudătorii. Cum a fost după concurs, după această emisiune pentru tine? Știu că tu cochetești cu televiziunea la un moment dat. Îți plăcea partea muzicală, dar ți-ai fi dorit să devii și prezentatoare. E adevărat? Corect. De la 3 ani jumate, chiar 4, am fost într-o emisiune televizată. Am fost prezentatoare pentru copii. Și până anul trecut, de la 3 ani, tot am stat în emisiune, am prezentat. Ce îți place mai mult? Partea muzicală sau te atrage mai mult televiziunea, postura de prezentatoare? Partea muzicală. Partea muzicală. Știi că se pot combina amândouă la un moment dat. Știu, dar muzica mereu va rămâne în inima mea și o să fie o pasiune pentru mine. Foarte frumos. Păi, mai departe, noi îți dorim succes. Mulțumesc. Și știu că aveți și ceva pregătit, nu? E o surpriză, cred că pentru doamna Sigur Corina că ne este surpriza, nu e așa, piesă, nu putem. Dar nu pleacă de aici, cuiem studioul, punem pază la poartă, cine nu cântă nu se duce acasă. Da. Mersim din suflet și mergem mai departe și o invit alături de mine pe o altă bombonică simpatică care mi-aduc aminte că venea cu un cățeluș alb, nu e așa? Da. Denisa! Denisa, poacă! Te pup, Denisa!
Îmi pare bine să vă revăd și vă mulțumim pentru invitație. Noi vă mulțumim că sunteți astăzi aici alături de noi. De fapt și eu la rândul meu mulțumesc mai departe că mă aflu astăzi aici alături de voi. E o onoare și o bucurie. Denisa, așa cum ne-am văzut și în material, și tu erai cu un zâmbet și da, totdeauna veneai cu tot felul de lucruri, cu accesorii la fiecare melodie. Știu că mami era aici undeva în spate și se chinuia să avem în decor tot ce ne trebuie, nu-i așa? Da, așa este. Se căra, mașina era încărcată de toate, la fiecare melodie, da, aveam platoul plin de elemente. Un pian, am venit cu cățelușa mea. Știu că, Denisa, și tu ai cântat și ai câștigat și niște festivaluri după încheierea proiectului nostru Freshmania, nu? Da, Freshmania rămâne însă cea mai frumoasă perioadă, cea mai frumoasă vară din copilăria mea și a fost un prilej foarte frumos pentru a merge mai departe. După această emisiune, concurs, am mers la Mamaia Copiilor, la Cerbul Copiilor, am obținut locurile 1, 2 și 3 și a fost o ocazie foarte frumoasă. Doamne, mă bucur din suflet! Dar abia acum, întorcându-ne în timp, ne dăm seama ce impact a avut această emisiune pentru acești copii, chiar la început de drum până la urmă. Și mă bucur că și noi am făcut parte din acest proiect, pentru că nu am fost numai noi singuri, am avut o echipă întreagă în spate, care și acum se află tot acolo sus în regie și le mulțumim. Mulțumesc. Mai am multe, multe întrebări pentru fiecare, dar ajungem și la favoritul tău! La te las pe tine să-l prezinți. Știi ce mi-aduc foarte bine aminte? Și cred că și voi vă aduceți aminte, nu știu dacă el își mai aduce aminte. Am plâns, bine, am plâns pentru fiecare copil în parte, pentru că voi sunteți cei care ați ajuns în finală, dar în timpul concursului au fost foarte mulți copii care au venit la această emisiune și de care chiar am mai aflat de unii dintre ei, dar aveam și eu, pe vremea aceea nu aveam copii, mi-a dat Dumnezeu după aceea și îmi mulțumesc două fete, dar de la tine, Alex, că despre tine este vorba, mi-am dorit foarte tare să am și eu un băiețel care să semene cu Alex, favoritul meu. Sărbuna. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Care acum s-a transformat, nu mai este băiețelul acela mic, s-a transformat într-un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Bine ai venit, Alex! Bine v-am găsit! Printre atâtea fete frumoase. Da. Îți vine să crezi când erai mic și te jucai cu ele la machiaj și uite acum ce domnișoare... Și eu, adică toți am rămas foarte surprinși când ne-am văzut din nou acum peste... Voi nu v-ați mai văzut deloc între voi, nu? Până acum. Nu prea. Cu Ingrid mă mai văzusem. Da? Pe Georgia urmărisem, pe Denisa pe Facebook, iar pe Alex nici măcar nu l-am mai recunoscut. Da, voi l-ați mai recunoscut sincer. Pe Alex, că nici eu sincer eu una nu. Dar știi, un singur lucru, asta vorbeam și cu Corina. Ochii. Okay. Deci când m-am uitat la privirea lui, mi-am adus aminte de ochii aceia frumoși și mare, albastră, și eu care mă pierdeam în acea melodie. Și de surioara ta, care am văzut-o mai devreme în material, care are acum? Are acum 10 ani. Țin minte că erai un frățior foarte grijuliu. Aveai grijă de ea, erai protector cu ea. Se întâmplă același lucru acum? Da, sau acum? În general, eu sunt mai mult pe afară, e acasă, adică... Am înțeles. Alex, dar din punct când de vedere muzical, tu ai mai continuat? După emisiune am mai continuat cu niște concursuri, festivaluri, dar după care am urmat o pauză. Bine, nu e chiar pauză. Acasă oricum am mai cântat. O să încep încet, încet să mai... Uite, vezi cum e diferența între băieți și fete? Fetele sunt mai curajoase. El e puțin mai timid. Da, ți-l aduce aminte că și el era mai timid. Și era, exact. Și Catrinel, îți propun să începem cu Alex, dacă tot e lângă tine. Te rog frumos, ne-ai pregătit și o piesă? Da. Hello de la Lionel Richie. Suntem un pic cu 7 ani. Hello suntem după exact. 7 ani. Hello după 7 ani. Sometimes I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide.
'cause you know just what to say and you know just what to do. And I want to tell you so much, I love you. To see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. Someone loving you. Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Alex, eu am venit să te pup și să spun că ai un timbru neașteptat de frumos. De multe ori vocea la adolescență sună cu totul altfel, bineînțeles, dar nu sună mai bine decât în copilărie. La tine invers. Mulțumesc. Vreau să-ți dau încredere să încerci să faci o carieră pe măsura vocii tale frumoase. O să încerc. Și a talentului pe care ți l-a dat Dumnezeu, da? Chiar dacă la început o să cânți într-o formație, o să faci așa, o să arăți, o să te smulcești. Atitudinea oricum ai văzut este... Domnule, este el deocamdată are emoții și el, probabil, ca noi toți să ne revedem după atâția ani, dar te rog frumos să continui. Sigur că o să continui. Bine. Mulțumesc foarte mult, Alexandru. Eu te rog să iei loc deocamdată. Mulțumim, și mult Alex. Succes. Ce moment frumos ai văzut. Ai văzut ce frumos. Extraordinar. Să o invităm acum pe Denisa. Te rog, Denisa. Ce fată frumoasă. Cine? Mulțumesc. Tu erai rocărița rocărița serilor de concurs, da. Dacă mi-aduc aminte bine, da. Denisa, te rog să poftești în mijlocul platoului. Noi te ascultăm și revenim. I'm on your magical mystery ride.
Denisa, a cui este piesa asta? Cine o cântă? John Legend. Te felicit și îți urez mult succes dacă vrei să continui și te sfătuiesc să continui. Da, îmi doresc să am o carieră în muzică. Ai o voce frumoasă. Vă în continuare. Și o chemăm acum pe Ingrid. Știi că noi o botezasem prințesica noastră, ții minte? Da, da, ții minte. Era ca o mică prințesă. Uite, și-i plac și acum, bufnițele, cum îmi plac și mie, într-adevăr. Poartă și noroc, din câte am înțeles. Așa am înțeles, da. Vreau să zic înainte să cânt că eu am făcut o pauză, dar m-am axat pe școală și pe acte de voluntariat și cu ocazia asta vreau să îmi salut colegii și doamna dirigintă, care probabil se uită acum, dar și pe profesorii mei de canto, Irina și Petran, care m-au ajutat foarte mult. Ce ne-ai pregătit tu, chiar dacă ai făcut acea pauză, ai revenit în studio și ne-ai pregătit o piesă. Da, este Rehab, de la Amy Winehouse. Este una dintre... preferatele tale. Da, corect. Îmi place foarte mult timbrul ei și linia melodică la această melodie. Păi atunci haide să te ascultăm. Prezint. Ingrid. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're a no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Try to make me go to rehab, but I said no.
Ingrid Irimia, păpușică de fată, chiar te bărfeam acum, ce drăguță și ce prințesică, ăsta e cuvântul. Și dezvoltură avea la acea vârstă. Dar vreau să subliniez un lucru. Te rog. Mă uitam în public la părinții lor și retrăiesc aceleași momente cu acum 7 ani. Și chiar am văzut lacrimi în ochii lor și știu că ei au făcut un efort extraordinar și acum 7 ani, ei ca ei copiii, dar părinții veneau cu nopții nedormite, mers în studio, înregistrat piese, venit de la Iași și din alte localități. Costume, mai ales, costume. La fiecare melodie. Așa este. O costumație. Așa este. Și uite, acum mândri și părinții mândri fac, acum, după atâția ani foarte de zile. Foarte mare efort. Așa și este. Totdeauna noi îi felicităm pentru asta. Și mulțumesc, fără părinți, Ingrid, nu am putea să fim unde mulțumesc, suntem astăzi. Mulțumim, mulțumim mult de tot. Mulțumesc mult. Uite, vorbesc ca un părinte acum, că mă gândeam la fetele mele, că tot îmi spuneai sigur că se da. Întâmplă. Sigur că da. Acum înțeleg și eu ce sacrificii fac părinții. Așa este. Piele. Și în primul rând, sigur că la noi e vorba de sacrificiu financiar, dar cred că cel mai mare sacrificiu este cel emoțional. Așa este. Așa este. Bun. Să continuăm cu emoțiile sus, că mai avem, da, nu? Da, să invităm pe Dia. Dia. Să o pup și pe doamna. Te rog. Și pe tine încă o dată. A, vă zic eu, doamna Corina și ea e pe tine. Și ea e doamna. Doamna Corina, pentru că... Atunci, nu, spune-i și ei doamnă, să vadă cum se simte. Doamna Catrinel și doamna Corina. M-au luat cu sărămâna, ce faceți? Respectuoasă. Ce ne-ai pregătit? Am venit cu piesa mea, cu piesa Don Nou, compusă de Costi, și vreau să cântați cu mine. Vreau să vină și colegii mei alături de mine pe această piesă. Alex, hai. Te rog frumos. Alex, Denisa, Ingrid mai și Georgia. Mai ales că el se așezase așa de confortabil. E în regulă. Și să ne simțim bine, să cântăm împreună. E atmosferă frumoasă, e 1 iunie, vrei e ziua copilului. Vrei să rămâi cu el? Eu microfonul și te las aici. Și tu nu rămâi cu noi? Nu, eu vă las între voi. De ce nu? Eu eram doamna Corina, m-am supărat. Nu, bine. Schimbă pe aia. Dia!
Eu am să-ți dau un răspuns. Piesa spune nu știu de ce. Ba, acum știi. Pentru că trebuia să ne întâlnim cu toții. Exact. Așa. Exact. Și acum mergem la Georgia. Sigur. Georgia, tu ce ne-ai pregătit? Rămân și aici? Avem nevoie? Da, sigur, da, Alex, sigur. Am pregătit o piesă, îmi pare rău că este tot în engleză. Am văzut că toți am cântat în engleză și noi ne adresăm totuși publicului român. N-am putut să nu-mi amintesc refrenele pe care le cântam la Freshmania, despre care vreau să vă spun că nu știam eu ce sunt anii de liceu atunci. Da, acum știi, ai aflat. Da, am aflat între timp. Dar tuturor vreau să vă spun, mi-a spus aici o mare interpretă tânără în platou, nu are importanță, mi-a spus, zice, ce bine că se poartă din nou limba română. Așa încât, așa vă rog... Gândiți-vă, până să ajungeți voi să rupeți granițele și topurile de afară, nu uitați că sunteți aici și cântăm pentru publicul nostru. Iar piesele românești, dacă n-aș fi cântat Strada Speranței, azi nu mai eram aici, cu siguranță. Vreau să vă spun că următoarea mea piesă este în română. Ura! Yay! Yeah! Între timp, eu mi-am făcut și o trupă. Proiectul se numește Georgia and Band. Vă invit să dați like paginii mele Georgia Dascălă Oficial, să aflați ce facem noi mai exact, ce concerte avem. Și piesa următoare pe care o vom lansa, sper din suflet să, dacă ne primiți, să ajungem și la dumneavoastră cu ea. Facem o ședință de lucru, nu știu, ne... Dăm cu zarurile. Și cea pe care ne-o cânti acum? Piesa pe care o să o cânt acum se numește Ambition. Este piesa la care am lucrat cu domnul Horia Brenciu. Și, cum spuneam, este în engleză de data aceasta. Dar data viitoare promit că o să cântăm în română, da. I will survive. O ascultăm. Rămâneți cu toții aici, vă rog, pentru bucuria noastră. Și tu. And I don't have any questions, nope. People are loud about their own vision. It's all about ambition, yeah. All the money in the whole wide world won't give you anything at all. Oh, oh, they cannot build a better you. So it's danger, they know what you're gonna do. People living in a world of full ambition, but I'm just too good to stay. Just the girl that knows her way. I'm just the girl that knows her way. I'm just the girl that knows her way. How should I get rid of your intention? It's not my type of action. No. Take your time, but don't bother to mention your cynical attention. Yeah. All the money in a whole wide world won't give you anything at all. Oh, oh, they cannot build a better you. So it's danger, they know what you're gonna do. People living in a world of full ambition. Good to stay. I'm a girl that knows her way. People living in a world of full ambition, but I won't lose a day. I'm just a girl that knows her way. I'm just a girl that knows her way. But you haven't got a thing to say. People living in a world of full ambition. I'm just a
good to stay. I'm a girl that knows her way. I keep living in a world of full ambition, but I won't lose a day. I'm just a girl that knows her way. Iată promoția de acum 7 ani a interpreților câștigători a concursului Freshmania aici la Național TV. Doamne, dar înalte sunteți, dragă, și frumoase, și talentate. Mulțumim frumos! Vă doresc mult succes, Alexandru, să nu uiți, ești singurul băiat dintre noi, trebuie să-ți dăm atenție deosebită. Da? Bine! Catrinel, tocmai cum a fost? Ne-am încălzit, să știi, asta vreau să spun. Așa e? Parcă n-au trecut 7 ani. Așa e? Am avut maxim emoții, foarte multe la început, dar acum deja mă simt ca acasă. Așa este? Da, și îți mulțumesc văzut? Din tot sufletul pentru bravo. Acest cadou minunat. Cu toată dragostea și cu toată prietenia. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare, mă bucur din suflet că v-am revăzut și succes, sănătate, să fiți iubite, să fiți iubiți și să aveți... toate șansele să fie asupra voastră. Doamne ajută să ne revedem cu bine. Doamne ajută, vă mulțumim și noi. Stimați prieteni, în minutele următoare, zecile de minute următoare, am și eu o mare bucurie pe care o voi împărtăși cu voi, pentru că stau de vorbă cu o familie de artiști care aparține unui coleg al meu pe care îl apreciez fără granițe. Este vorba de familia lui Marcel Pavel, care a venit însoțit de Gina Pavel, sora lui, de Sasha, fiul său, și ne-a adus și câteva surprize, prieteni și colaboratori. Ce mai face familia Pavel din punct de vedere muzical? Da, familia Pavel, așa cum ți-am spus, încearcă să promoveze cât de cât muzica de calitate și pe care tu, bineînțeles, o îmbrățișești și o iubești. O iubesc și o respecti. Mult, sigur. Pentru că și tu faci același lucru, încerc să le arăt copiilor mei drumul cel mai corect în ceea ce privește ascensiunea lor în arta instrumentală, pentru că acest lucru au îmbrățișat ei. Gina, sora mea, s-a făcut profesoară din nefericire pentru mine, pentru că vreau să fie alături de mine să cânte lângă mine, pentru că e păcat de ea, pentru că are o voce extraordinară și tu știi bine. Dar pentru orașul Câmpul Lung, Moșel, unde am copilărit eu, iată că ea face un bine societății respective. De ce? Pentru că are vreo 50 de elevi pe care îi strunește, super, îi descălește, dacă îmi dați voie, din punct de vedere muzical, și a început să dea roade acest lucru și chiar n-am știut latura acestea sorei mele, pentru că are și un simț pedagogic extraordinar de dezvoltat. Mă bucur mult. Este alături de Sergiu Cicul, directorul Casei de Cultură din Câmpul Lung, acest suflet de om care a și copilărit cu mine, el este actor la bază, a venit însoțit de un copil foarte talentat, o să vedem mai târziu despre ce este vorba, care va participa la festivalul Stars of Song înființat de acești oameni, iar unul dintre trofee poartă numele meu. Excepțional! Da, da, aici era surpriza, dacă îmi dai voie. Cum te plăcută, rog? Da. Unul dintre trofee și eu mi-am dorit să fiu un jur, anul trecut nu am fost și m-am certat puțin cu ei, cu ghilimele de rigoare. Pentru că am spus, mă, chemați pe mine, dacă dați premiul cu numele meu, trebuie să ascult și eu copilul acela. Să fiu de acord, care, sigur. Care va primi premiul. Sunt onorat de faptul că orașul Câmpul Lung are respect față de persoana mea și iată că un trofeu cu numele meu nu poate decât să mă onoreze și să mă facă fericit. Minunat. Da. Sărbătorile, bună ziua, mă bucură foarte mult faptul că sunt prezent aici în această emisiune excepțională. Cum au spus și antevorbitorii mei, este o emisiune pe care eu și nu numai eu, foarte mulți o urmărim pentru că promovează valorile adevărate. Mulțumesc. Și asta se datorează să... Cred eu că asta se datorează în special și în principal marelui artist care este Corina Chiriac. Vă mulțumim că existați de pentru noi. De care sunt îndrăgostit de o viață, da? Poți să ies afară să beau un pahar cu am apă? Am fost îndrăgostit și sunt în continuare îndrăgostit de dumneavoastră. A, o știe și familia. Auzi, așteaptă. Chiar și soția mea. Stai la rând, rog frumos, stai la rând. Sigur, nu puteam... Haideți să vorbim despre festival. Să vorbim despre festival. Acest festival l-am gândit cu câțiva ani buni în urmă și cred eu că a ieșit ceea ce trebuie. Suntem la a doua ediție și era firesc, era normal să acordăm un trofeu cu numele
Marcel Pavel, pentru că este artistul cel mai de seamă în ceea ce privește acest gen de muzică la Câmpul Lung. Am încercat, deopotrivă, cu ceilalți care ni s-au alăturat, să facem un lucru frumos și să promovăm valorile din întreaga țară și din lume. Spune câte țări sunt participante la festival. În această ediție avem și în număr Italia, Turcia, Malta, Bulgaria, Rusia, Portugalia, Republica Moldova și România. Puteți să pui Rusia și Republica Moldova aproape ca să ne înfrățim puțin, să mai îndulcim situația. Da. Iertați-mă, dar eu vreau să recapitulăm pentru toți telespectatorii cum se numește festivalul. Festivalul se numește Stars of Song. Stars of Song. Și în regulament scrie că avem câte 12 concurenți la fiecare categorie de vârstă, are 3 categorii, 7-10 ani, 11-14 și 15-18. Exact. N-am putut nici la prima ediție și nici la această ediție a doua să respectăm, ca să zic așa, regulamentul, pentru că au venit la preselecție foarte mulți copii, foarte mulți și foarte buni, foarte buni. Și a fost greu să alegeți. Sigur că da. Și atunci avem la momentul acesta 38 din România și 11 din străinătate. Deci ați lansat un festival direct internațional. Direct internațional. Jurul este unul internațional. Extraordinar. Eu n-am știut despre Jurul este unul internațional. La anul o să fie acolo. Cu mare plăcere viu. Deci nu uita. Cu siguranță aveți de mulțumit unor persoane importante din județ. Cu siguranță sunt nume care v-au ajutat. Profitați de ocazie și faceți-o acum. Sigur. Prima persoană care vreau să-i mulțumesc este primarul municipiului Câmpul Lung, care a fost aproape de acest festival încă din start, Călin Ioan Andrei, Consiliul Local din Câmpul Lung, Consiliul Județean Argeș, Casa de Cultură Tudor Mușatescu și, bineînțeles, colegilor mei de la Casa de Cultură a Sindicatelor, Asociația Națională a Caselor de Cultură a Sindicatelor din România. Ce mă face pe mine să cred că trebuie și Marcel lăudat aici? Nu are sens, dragă. Mulțumește-ți-mă și ție. Că Marcel, Marcel merită ceva aparte și va avea parte de acest lucru. Pentru că, va avea parte de acest aparte. Da, pentru că Marcel a fost, așa cum îl știu eu de copil, pentru că noi am copilărit împreună, aproape de acest festival încă de la început. Și m-a încurajat, vă spun sincer, mi-a dat, ca să zic așa, aripi. În momentul când a auzit că vreau să fac acest lucru, nu vă ascund faptul că m-a dojenit și m-a certat de nu știu câte ori. Ai grijă să nu cumva, să faci aia, să faci aia, să faci aia. Știți cum e Marcel? Dumneavoastră știți foarte bine. I-am spus așa, nu uita juriul care și componenții juriului care face parte la acest, vor face parte la acest festival, să nu dezamăgească niciun copil, să nu-i dea unui copil prea mult dacă nu merită, pentru că va crede că nu-i mai trebuie nimic, trebuie să fie foarte imparțial și să-i dea celui care se află pe scenă atâta cât merită. Eu aș vrea să trecem la puțină muzică și să-l ascultăm pe Ștefan acum, pentru că l-am cunoscut, e un băiat extrem de bine crescut. Mie mi se pare chiar prea serios pentru vârsta lui. Doamne și domnule, Ștefan Badea, deci este deja, o să mai auziți de el, o să vedeți. Ștefan, acum poți să stai de vorbă și cu mine puțin. În primul rând, bine ai venit. Spune-mi ce ne vei cânta astăzi. Astăzi vă voi cânta Tu ești primăvara mea, interpretată de Aurelian Andrescu. La vremea ei, compusă de Florin Bogardo. Da. Să ții minte. Ce mare compozitor. Un mare compozitor român. Și îl găsești pe Aurică, știi tu acolo, pe site-ul ăla cu clipuri. Da. E în regulă. Te rog să poftești în mijlocul platoului. Ștefan Badea! Te chem acum, doar
fragil contur se destramă în vânt și ești un nor și ea te pierd, ești un gând amăgitor. Mergem mai departe. Pe Sasha, care s-a făcut un Dita Mai Flăcău splendid. Bună ziua. Bună ziua, scumpule. L-am mai văzut la noi în emisiune, dar vreau să urmărim împreună un material cu Sasha și cu Richard. Material din cadrul concertului Christmas Very Classic, concert susținut de Marcel la Sala Palatului. După care stăm de vorbă, da? Da. Thank you.
Stimați prieteni, vreau să spun celor care nu au văzut nici măcar la televizor acest eveniment. Marcel Pavel a spart toate barierele de Crăciun, aducând 200 de oameni pe scenă. Te rog să iei microfonul, să mă corectez dacă greșesc. Nu ai greșit, așa este. Este vorba despre Orchestra Sinfonică București. Le mulțumesc prietenilor mei dragi, domnului Oprițoi, domnului Gabi Gheorghe și celorlalți componenții orchestrei. Sunt oameni cu mare suflet și spirit și nu numai pregătire profesională extraordinară. Iar numai corul, deci, era compus din 60, sau este compus din 60 de vocaliști, dacă plus, dați voi, plus, fiecare cu membrii orchestrei, cu diplomă de conservator. Oh, da? Cu siguranță. Iar, și 140 de instrumentiști. Iar faptul că familia mea a fost alături de mine, cei doi copii ai mei, Sasha și Richard, da, Gina, Gina, frații mei cei doi, Gigi Pavel, saxofonist, Mickey Pavel, vocal și saxofonist, și bineînțeles Monica Angel, care e ca și sora mea, Nico, Miriță, Basalica, am uitat pe cineva, un copil extraordinar talentat, cred că a fost și la tine în emisiune, se numește Alex Pârvu, un copil nevăzător care cântă extraordinar. Extraordinar, la tine în emisiune? Cred că da. Dacă nu l-ai avut, o să-l aduc o dată. Perfect. Oricum poate să mai vine încă o dată. Da, și am cântat împreună My Way, am ridicat sala în picioare, efectiv. El a ridicat sala în picioare. Mulțumesc celor care m-au ajutat, le mulțumesc din suflet. Și prietenul meu, Maria Vanghelia, a fost alături de mine și mulțumesc mult. Iată că iubește arta și lucrurile de valoare. Sala arhiplină. Deci 1200 de spectatori peste capacitate. Și unde au stat? În picioare. În picioare. Da. Da. Sigur, a fost un super eveniment pentru care eu îl felicit pe Marcel, pentru că numai ca să încep să organizezi un asemenea maraton este ca și cum ar trebui să muți un munte. El a avut, vorba Mântuitorului, acea credință cât un grăunte de muștar că va muta un munte și l-a mutat și știam că nu-l admir degeaba. Mulțumesc. Eu sper ca oamenii să își dea seama că există și alte alternative din punct de vedere cultural pe acest pământ. Și dacă noi, prin efortul pe care le depunem, avem posibilitatea de a reda acest lucru, aceste totuși gesturile noastre trebuie respectate, dacă îmi dați voie. Dar chiar trebuie respectate și admirate. Respectate. Am uitat Luminița Anghel și a fost. Era să uiți, știți. Okay. Eu vreau să leg ideea în felul următor. Tu ai făcut un conservator la maturitate, nu l-ai făcut la 15 ani, cum era pe vremea lui tata, pe bune. Sau la 18, mai târziu. Așa. Da, pe tata lui, într-adevăr, la 15 ani, da. Ci ai îndemnat și pe copiii tăi să facă școala de muzică și să urmeze ulterior. Sasha, tu ești în clasa 10, am înțeles. Richard termina anul ăsta, liceul? Anul viitor termină. Anul viitor termină. El e pe anul 3. Dar spune tu mai bine, da? Vorbește tu cu el. Așa este. Suntem amândoi la liceul de artă George Enescu, la clasa doamnei Lucia Todorescu, la pian. Eu sunt clasa 10, iar fratele meu clasa 11. Și cum merge? Bineînțeles, foarte bine. V-am văzut pe scenă interpretând concerte grele. Eu am interpretat o piesă de Rachmaninov, care se numește Polișinel, iar fratele meu, studiul revoluționar de Chopin. De Chopin. Chopin, da. O variantă făcută pop. Și mă gândesc cât de îndrăznețile așa ex-emisiune și acum tremură tot. Ce bine îmi pare. În ultim oraș și tu ca un tată pisălog. Te rog frumos, eu stau de vorbă cu Sasha, noi doi ne înțelegem foarte bine. Bravo, Sasha. Cum te-ai simțit pe scenă în fața a 5.000 de oameni? Plus cei 200, tu erai între 200 și 5.000. Cum te-ai simțit? Lasă-l în pace. Nu pot spune cum am simțit. A fost un sentiment extraordinar. Am avut, de asemenea, foarte, foarte multe emoții, deoarece era un public de 5.200 de oameni. Sigur că da. Și fusese prima dată când concertam alături de orchestră formată din 200 nu de erai în clasă, în da. Sala de clasă. A fost școlii. Prima dată când am cântat cu orchestră. Dar nu e așa că în momentul în care am început să te aplaude, te-ai simțit ca un rege? Nu pot spune cum am simțit, a fost o senzație care nu o pot explica. Eram în al nouălea cer. Exact, exact. Eu îți doresc să ai parte de multe asemenea momente fericite în cariera ta. Acum te rog să preiei microfonul de la Sasha, pentru că nu scap fără să ne cânti. Am înțeles, deci trebuie să cânt.
Da. Fii o victimă fericită. Sunt întotdeauna la tine și o fericire pentru mine că mă aflu la emisiunea ta și vă mulțumesc. Așa. Și ție și lui Raluca pentru invitație. Vă iubesc și vă mulțumesc mult pentru aprecierile voastre. Da, am să cânt acum și dedic tuturor copiilor, pentru că este ziua lor astăzi, acest cântec, care este legat și de Dumnezeu și spune cam așa: Dumnezeule, atunci când ești aproape de mine, atunci când eu am cele mai mari supărări, eu mă sprijin pe umerii tăi. Și tu mă ridici. Exact, și tu mă faci să întâmpi prin cele mai volburate mări și să ajung pe cele mai înalte culți ale munților. Acela ești tu, Dumnezeule. Ce frumos! Marcel Pavel! Raise me up to a cold stormy sea.
Tu mă faci să mă emoționez întotdeauna. M-ai făcut să plâng, nu e prima oară. Nu e prima oară, binecuvântat fie Dumnezeu, care pune în mintea unor oameni asemenea cântec și în glasul altora asemenea voce. Vreau să invit acum pe doamna profesoară Gina Pavel. Bună ziua! Foarte bine că ai punctat. Ai spus și tu ceva? Am spus, am reușit. Bine ai venit! Bine v-am găsit. Bine ai venit, doamna profesoră, aveți o scamă, scuzați-mă, stați puțin. Dar chiar are. Știi ce este un puf de la... Și eu și pe ca să ne dăm cu bine pe lângă ea, pentru că iată ce elevi are, drăguți și talentați, așa cum este Ștefan Badea. Ștefan, bravo, Ștefan. Da, dragă Gina. Gina, ce mai faci? Bine, aștept rezultatele de la copiii mei în continuare. Sper așa să fie din ce în ce mai bune. Bun, dar asta, faptul că tu te-ai făcut profesoară, nu înseamnă că n-ai să mai cânti foarte frumos de acum încolo. Ba da, da, ai punctat bine, poți să o întreb cam mereu. Să mai dai câte un telefon în fiecare zi. Da. Onoare ar fi prea mare pentru ea să faci asta. Dar iată că a părăsit scena. Că am părăsit scena. Bine, cea știu de nivel adevărat, mă mir că totuși recunoaște că mai de drept decât toată totuși. Gata, ajung. Eu cred că ai certat-o destul. Nu. Ei, eu atunci, cred că e suficient. Apropo, formația Jetix, știi care o formație foarte bună? Ca dovadă că n-a părăsit scena, uite, a venit fata frumos aici la Național, ne cântă. Să nu dați acest lucru să tăiască o cert acum. Gina, da, ne rămânem acum puțin. Mulțumim frumos, maestru. Spune de formație, dacă e formație, explică cu Corina. La revedere. La revedere. Deci nu am renunțat la cântat, chiar dacă sunt profesoară. Am o trupa Jetix. Cu ei merg peste tot în țară la diferite evenimente. Deci n-am renunțat. Și ce muzică performez cu ei? Pop, de toate. Cam toate genurile. Cam toate. Da. Câți băieți sunt în trupă? 6. Suntem cu toții. Bravo. Da. Bravo, super. 6 băieți frumoși, nu, 5 băieți frumoși. 5 băieți frumoși. 6 cai frumoși. Uite, eu te rog să vii odată cu ei și la noi la emisiune. Cu mare drag, vă mulțumesc pentru invitație. Și ne cântați ceva, așa, sigur, să ne puneți la treabă, să ar fi onoare pentru ne smucim pe aici, să dansăm. Idee bună, o să ai surprize plăcute. Nu mă îndoiesc. Sunt câteva voci acolo foarte, foarte bune. Sunt doi băieți care cântă foarte bine. Ce ne cânți acum? Adagio. A, deci voi, Paveli, astăzi m-a spus pe jar, așa. Tu cu dedicație, ea cu adagio. Noi ținem cont și de cultura ta și de cultura celor care ne privesc. În regulă, de altfel, mulțumesc frumos. Am înțeles. Bun. Gina, te ascultăm. Adagio! To explain, I know all what dreams.
Acum să știi că îl înțeleg pe Marcel de ce te-a certat. Eu atâta spun, tu n-ai voie să te retragi cu o voce ca asta. Mulțumesc. Ce naște mult. Din Pavel, muzică mănâncă. Mulțumesc mult. Te pup, Gina. Dați-mi voi acum, doamnelor și domnilor, să-i spun încă o dată bine ai venit lui Marius Ciprian Pop, să-l invit alături de mine cu Antonia. Sărumâna, bine v-am găsit pe dumneavoastră. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit, bună ziua. Și vreau să vă mulțumesc că ne-ați invitat într-o companie atât de frumoasă și de elevată și de plină de daruri de la Dumnezeu. În asemenea familie nu poți decât să te simți privilegiat. Știți, stăteam mai de mult așa. Reciproc sentimentul. Da, nu vreau să spun că Marcel e în vârstă, Doamne ferește, că asta trebuie. Arătăm cam de aceeași. Nu mai suntem prieteni, fii atent. Dar stăteam și îmi amintesc cu nostalgie, întotdeauna sufletul meu e legat de Marcel Pavel, pentru că unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea, și anume nunta, căsătoria cu soția mea, a fost marcată în acel moment intim numit Dansul Mirilor, să-i spunem așa, și plin de sublimitate, a fost marcată de prezența vocală, să zic așa. Muzicală, da? Muzicală. Pe fondul piesei frumoasă mea, probabil. Așa este, da, pe acea melodie am dansat și ne-a legat oarecum și melodia asta și stăteam asta și mă gândeam cât de mare e Dumnezeu și cât de frumos ca, iată, să putem fi împreună și să putem spune împreună un mesaj de frumusețe, dar și de la mulți ani tuturor copiilor din România. Pentru că viața e scurtă și dacă nu știm să abordăm realitatea frumoasă a trăirilor noastre și să ne transpunem în realitatea aceasta frumoasă, ne trezim că a trecut viața fără niciun sens și fără niciun rost. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste cuvinte frumoase. Eu vreau să știu și Antonia ce mai face. Eu sunt foarte bine. Bineînțeles. Câți ani ai împlinit acum? Eu am împlinit 11 ani. Să fii sănătoasă, să crești mare. Mulțumesc mult. Așa. Și ați produs un duet nou sau aveți un duet pe care ne-l cântați astăzi? Păi poate să spun Antonia cum a fost. Da, astăzi o să vă cântăm un duet de pe noul meu album. Noul ei album. Tata a avut ideea să facem un album împreună, dar
Eu, într-un fel, m-am opus, pentru că vreau și eu să am un album al meu, că l-am văzut pe tata care foarte multe. Și ai vrut și tu unul? Da. Am înțeles. Dar totuși pe albumul acesta al ei m-am învrednicit și eu să am o piesă împreună cu ea, pe care vă dăruim noastră și tuturor copiilor, așa, ca pe un mesaj prin care, la fel cum face și Marcel Pavel, la fel cum fac și alți colegi ai noștri, ca pe un mesaj prin care vrem să promovăm frumosul și normalitatea din lumea aceasta, oarecum puțin întoarsă așa pe dos. Și când spun normalitate, mă refer în special astăzi la copiii noștri, care sunt cel mai frumos dar de la Dumnezeu și care ne înfrumusețează viața, spre care trebuie să avem mai multă atenție, să fim mai mult lângă ei, să le oferim mai multe priorități sau mai multă prioritate în viața noastră și să învățăm de la ei multe, multe lucruri, cum ar fi rugăciunea, cum ar fi sinceritatea, cum ar fi dragostea necondiționată, cum ar fi bucuria, cum ar fi jocul. Iată câte de multe lucruri, câte de multe realități minunate putem învăța de la copiii noștri, realități care ne transformă și pe noi ființial până la urmă. Domnilor și domnilor, Marius Ciprian Pop și Antonia! Ce-i bine să împlinim. Un copil e ca o floare, e răsplata vieții tale. Bucurie și împlinire, el e rostul nostru lume. Un copil e ca o floare, e răsplata vieții tale. Bucurie și împlinire, el e rostul nostru lume.
Ciprian Pop și Antonia, mulțumim din suflet. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați dat această posibilitate să le amintim oamenilor că cea mai des întâlnită poruncă în Scripturi pe care o dă Hristos, știți care e? Bucurați-vă! Bucurați-vă, asta e sintagma și cea mai înaltă, sigur, e referitoare la iubire, cum bine ziceți, iubește-ți aproape ca pe tine însuți. Dar s-a făcut un studiu, ce a zis Hristos cel mai des? În Evanghelii. Și s-a ajuns la concluzia aceasta, bucurați-vă. Pentru că bucuria nu numai că este un îndemn, e și o poruncă pentru noi. Nu poți să nu te bucuri când vezi câte daruri minunate îți dă Dumnezeu în lumea aceasta, dintre care cel mai mare dar, că nu-i de mult de la înviere până acum, e faptul că s-a biruit însăși moartea. Ce tristețe să mai avem? Ce îndoieli? Ce supărări? O invit acum alături de mine pe Alexandra Siriteanu, care are numai 6 anișori și care ne-a fost recomandată de către compozitorul cântecului pe care îl va interpreta. În primul rând, bună ziua și bine ai venit, Alexandra. Ia să viu eu așa mai aici, să stăm de vorbă. Nu-i așa că te simți mai bine așa dacă stau de vorbă? Da. Bravo, scumpa mea. Cine te-a recomandat pe tine, domnul? Da. Domnul Nicolae Caraja, da. Ce mai faci? Ce mai faci? Bineînțeles. Exact. Cum e să vezi lumea de aici așa? E plăcut? Da. Bravo. Melodia se numește Sunt o fată frumușică. Tu ești o fată frumușică? Da. Și nu-i așa că noi suntem foarte drăguți cu tine? Da. Deci eu din momentul ăsta pot să întreb orice. Și melodia se numește tot da, să știi, dar n-ai știut tu. Da. Bun, domnilor și domnilor, Alexandra Siriteanu.
Bravo, scumpa lui mama! Bravo, îngerașule! Ți-a plăcut să fii la noi? Da! Bravo, asta așteptam să aud. Următoarea tânără solistă este eleva lui Marius Țeicu, prietenul nostru, și se numește Raluca Rusu. Vino lângă mine, Raluca. Marius Țeicu ne-a recomandat-o cu căldură, iar noi, bineînțeles, o primim cu brațele deschise. Noi ne-am mai văzut, ne cunoaștem și îmi face foarte mare plăcere să te revăd. Îmi plac codițele tale și fundele. Bravo! Mulțumesc mult! Deci ce ai să ne cânti astăzi? Astăzi am să vă interpretez o piesă în prima audiție. A lui Marius? Da, compusă de domnul Marius Țeicu pe textul Corinei Despot, care se numește Prietenii mei. Și noi suntem prietenii tăi, în principiu. Da, și eu o dedic, și eu dedic această piesă tuturor copiilor și colegilor și prietenilor mei, evident. Așa să faci. Raluca Rusu! Raluca Rusu,
Noi ne-am întâlnit și la Sighișoara, o să ne mai întâlnim și în altă parte. La Câmpul Lung, probabil, da? La... Felicitări! Uite, Marcel vrea să te invite la Câmpul Lung. Vocea este superbă. Se cunoaște că ai un dascăl extraordinar. Mulțumesc. La un nivel foarte înalt. Felicitări! Da. Felicitări, scumpa mea! Mulțumesc! Bravo! Din suflet te felicit! Stau de vorbă cu Sorin, pe care nu l-am văzut de câteva luni. Bine, da, ai venit, Sorin Filip, bine ai venit. Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou alături de dumneavoastră, iată la o zi așa de frumoasă. Și am venit cu copiii dragi și am și eu emoții în această emisiune. Mă bucur mult că ne-ai adus câțiva copii talentați, de-abia aștept să-i cunoaștem. Dar mă bucur și mai mult că ne-ai adus jucăria asta superbă de fetiță a ta, fetița ta personală, da, este Maria. Maria Filip este pentru prima dată la o televiziune, este un debut în emisiunea asta, v-am adus duminica. Așa. Mă bucur că a acceptat să vie cu mine în emisiune. Noi astăzi vom cânta un cântec din repertoriul Laurei Erhan și o las pe ea să se prezinte. Bună ziua, îngerașul meu frumos! Ce mai faci? Cum te simți la noi? Bine! E frumos aici la noi, nu-i așa? Da. Am aflat că ai vrea să fii vedetă mare ca tati. E adevărat? Da. Tu ai 5 ani, ai împlinit? Am împlinit. Am aflat că o moștenești și pe mămica și că știi să și dansezi. Da. Ce-ți place să dansezi? Folclor, modern? Modern. Modern. Da. Da, sigur că ai timp să înveți și folclor, dacă e nevoie, da? Costumașul cine ți l-a luat? Tăticu? Dă-i, te rog, microfonul, tăticu. Am văzut că nu se mai desparte de el. Da, costumașul l-am găsit de gata la Mănăstirea Humor, de acolo i l-au cumpărat bunicii ei. Și opincuțele ei sunt făcute de comandă, sunt făcute de nașa ei și ciorăpeii sunt cusuți de bunica, de lână, de așa, tradițional. Te rog să-i păstrezi când va crește acest costum amintire, să-l aibă toată viața. Cu siguranță vă dați. Împreună cu câteva fotografii de la prima ei apariție la o emisiune de televiziune, la noi aici, la Să vă amintiți duminica. Mă bucur foarte mult să-ți cunosc îngerașul. Și eu vă mulțumesc și așa cum spuneam la început de emisiune, am venit și cu alți trei copii deosebiți. Da. Mihaela Petronela de la Frumosu, cu Mariu Șoroduc de la Vicovu de Jos, de acolo de unde este și îndrăgita interpretă, doamna Sofia Vicoveanca. Da. Și Emilia Solovăstru, din nou alături de noi, de la Iaslovăț. Bravo, bine ați venit, copii, bine ați venit. Eu aș vrea întâi să o văd pe Maria în mijlocul platoului. Maria, trebuie să merg cu tine? Nu. Nu. Pentru că o artistă se duce singură la scenă. Vai, drăgălașe, te rog să faci câțiva pași mai în față. Așa, că încă vreo 2, 3, 4. Bravo! Maria Filip! Bye.
Maria Filip! Bravo, scumpa lui mama! Știi ce te rog acum, Marioara? Dă-i, te rog, microfonul următoarei soliste, și anume lui Emilia Petronela, pe care o salutăm și o invităm în mijlocul platoului, dar înainte să ne cânte, aș vrea să ne spui două vorbe despre ea. Este eleva mea, lucrez cu ea de vreo 2 ani de zile, vine de la Frumosu, dintr-o frumoasă vatră folclorică din zona Câmpul Lung moldovenesc. Este talentată, ce pot să spun despre ea? Dacă va munci, cu siguranță va ajunge acolo unde își dorește. Cu siguranță mai trebuie să aibă și noroc și ambiție și Doamne ajută. Ambiție este și părinții sunt alături de ea, sper că... Este cel mai mare cadou. Va reuși în viață. Cu siguranță. Să o ascultăm pe Emilia Petronela.
Mulțumim frumos! Mulțumim, Emilia Petronela! Da, el este Mario Șorodoc, vine de la Vicovo de Jos, așa cum spuneam. Este elev la Clubul Copiilor din Rădăuți, la domnul profesor Mitică Pomohaci, iar eu îl susțin foarte mult în promovare. Mă bucur. Și am venit astăzi aici, de Ziua Copilului, ca să ne cânte și el și să-i încânte pe telespectatori. Te ascultăm.
Felicitări! A fost foarte bine, Marius. El are emoții pentru prima dată aici, într-o televiziune atât de mare. Și el e la debut, da? Și el este la debut. Și... Marius, ai fost foarte bine. Te rog să fii bucuros și să n-ai emoții. Ești un băiat drăguț și talentat, da? Acum o ascultăm pe Emilia. Emilia Solovăstru revine din nou aici la dumneavoastră, de la Iaslovăț, cu cântece noi și să-i urăm succes. Și cu un costum foarte frumos. Mulțumesc. La cămașa este nouă. Splendidă. Bună ziua și bine v-am regăsit. Bună ziua, draga mea. Pentru că astăzi este o sărbătoare importantă, vreau să urez și eu tuturor copiilor un la mulți ani și împlinirea tuturor dorințelor. Să fiți și voi sănătoși în primul rând, să creșteți mari, să aveți noroc și să vă bucurați de părinții voștri și te ascultăm. Let's go.
Mulțumim, foarte Emilia, bine a fost. Foarte, foarte frumoși copii ne-ai adus, Sorin. Eu i-aș ruga pe toți să rămână acum în platou, pentru că ar trebui să ne cânți și tu în calitate de solist, de artist, de vedetă, de profesor. De profesor, să zicem. Da. Da, mă bucur și am venit și eu cu două melodii noi și sper să vă placă și celor și ce ne urmăresc. Și cu o cămașă splendidă, da, este un costum de cașvana, pentru prima dată îmbrac într-o emisiune acest costum și mi-am dorit să port acest costum de cașvana. Pentru noi cei care nu cunoaștem zona, unde este? În partea humorului. Doamne ajută, complimente soției tale și te mulțumim. Ascultăm. Sorin Filip! Trec de-a lung și-n lunga și mă duc la Irinuca. Lunca-i înflorită, mândra de mine iubite. Of, dorul-i dor după tine, mândră mor, pe care risc călătorul. Of, dor, dorul-i sărut mândri buzele, până mor prinde țările, mă. Măi, piste de-al, piste tașan, măi. Sub nu cu batrân, am să-i fur mere din sân, măi. Of, dorul-i dor după tine, mândră mor, pe care risc călătorul. Of, dor, dorul-i sărut mândri buzele, până mor prinde zorile, măi. Tu ai gura fermecate, că la alte ușe nu mai văd o cararușe. Of, dorul-i dor după tine, mândră mor, pe care risc călătorul. Of, dor, dorul-i sărut mândri buzele, până mor prinde zorile, mă. Când văd luna crasare, să te văd de grabă și să-ți spun că îmi ești drag. Of, dorul-i dor după tine, mândră mor, pe care risc călătorul. Of, dor, dorul-i sărut mândri buzele, până mor prinde zorile, măi. Dor, tu m-ai purtat pe la multe porți în sat, nici la una nu am stat. Of, dor, evident că la Irinuca mea toată viața o ieșe de măi. Iac așa, vărtăjel, tot așa. La muzicanți comanda-i pus. Se dea drumul jocului mărânță. Tot piloc, chiuim cu jocul la mijloc. Vărtăjel cu bățul sus. Iac așa, vărtăjel, tot așa. La muzicanți comanda-i pus. Se dea drumul jocului mărânță. Tot piloc, chiuim cu jocul la mijloc. Chiuiți, flăcăi așa, mirili până a juca. Dirli, 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 da. Seja și mândrei la rând, să nu li mai poarte în gând. Dirli, 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 da. Chiuiți, flăcăi așa, mirili până a juca. Dirli, 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 da.
Săgea și mândrii la rând, să nu le mai poartă în gând. Târle, 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 da. Din deal, uite așa, n-o lasa. Când noi știm că v-ați iubit mai mult de un an, ștergi lacrima ușor, doar deși-i grea. N-o lasa, că o să-ți ducă dor. Giacopilia din deal, uite așa, n-o lasa. Când noi știm că v-ați iubit mai mult de un an, ștergi lacrima ușor, doar deși-i grea. N-o lasa, că o să-ți ducă dor. Să nu stai cu nopta când te-a mai vide prin sat. Derle, 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 da. Așa-s tinerețele, lasă amintirile, terle, 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 da. Să nu stai cu nopta când te-a mai vide prin sat, terle, 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 da. Așa-s tinerețele, lasă amintirile, terle, 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 da. Lasă bre, hoge ochiu, vai și vai, că te calcă pe bombeu. Șarpe din ireasa ta, ferească te șasul rău, că la joc s-ar face să-mi cuva. Ileana lui Codău, lasă bre, hoge ochiu, vai și vai, că te calcă pe bombeu. Șarpe din ireasa ta, ferească te șasul rău, că la joc s-ar face să-mi cuva. Joacă-lică de dorar, vecinile de la gard, derle, 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 da. Că le-ai scos la joc în sat, altânirea să ai luat, derle, 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 da. Ai jucat cu care ai vrut, jocul amuț o placut, derle, 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 da. Văd așa-i dus de jucat și cu ei în rând jucat, că de mâine spun un alt, hop, șop, șop. Foarte frumoase cântece, Sorin. Felicitări și mulțumim, Sorin Filip, pentru aceste cadouri muzicale. Stimați prieteni, corul de copii Meloritm a fost înființat în anul 1979 în cadrul Palatului Național al Copiilor sub îndrumarea doamnei profesoare Lăcrămioara Mitroaică, până în anul 2002, când a fost preluat de profesorul coordonator, dr. Elena Nicolai. Fiind alcătuit din copii cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani, corul este recunoscut ca o pepinieră pentru activitatea interpretativă românească. Vreau să-i invit în platou pe talentații copii de la Meloritm! Poftiți! Corul Meloritm pentru dumneavoastră. Mulțumesc, îngeraș frumos! Dar eu vă rog să poftiți, 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 poftiți. Vă întoarceți cu ochișorii către public. Așa, scumpilor, și acum de-abia vreau să-mi spui ce mi-ai spus mie la ureche. Din partea corului Meloritm pentru dumneavoastră și vă mulțumim că ne-ați invitat. Ești un îngeraș! Ești un îngeraș! Ce ne cântați astăzi? Rața. Rața mea? Da. Era un rățoi posac. E, asta trebuie să văd. Asta trebuie să văd. Bravo! Ia să vedem, doamnelor și domnilor. N-a murit rața, trăiește corul Meloritm.
Vai, dar ce surpriză! Haideți să ne înclinăm la aplauze. Vă rog. Doamna Elena Nicolae, poftiți o clipă aici. Felicitări. Vreau să o îmbrățișez pe profesoara voastră. Mulțumesc foarte mult. A schimbat și textul. S-a îmbunătățit situația după 30 de ani. Văd că și-a găsit o rață. Văd că totul este în regulă. Doamne ajută! Mi-ați făcut cu adevărat o surpriză plăcută. Piesa asta nu lipsește niciodată din repertoriul meu, indiferent că sunt zile de oraș, aniversare de căsătorie, botez, n-are importanță și toată lumea o dansează. Vă mulțumesc frumos! Vreau să mulțumesc tuturor interpreților care au trecut pe la noi prin platou astăzi pentru amabilitatea de a fi prezenți, pentru bucuria noastră și a dumneavoastră. Sper că v-ați simțit bine alături de noi. Vă dau întâlnire pe duminica viitoare la o ediție de excepție alături de maestru Benone Sinulescu, care împlinește 77 de ani de viață și 60 de ani de carieră. Deci vă dau întâlnire pe duminica viitoare la aceeași oră. Până atunci eu, pentru că am lipsit totuși de la imprimarea asta, eu zic așa, să încheiem pe acordurile rației și o dansăm cu toții. Vă rog frumos, la revedere, v-am pupat și urmează din nou rața. Să vă